Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare va oferi, prin tragere la sorți, 10 ecografii mamare gratuite doamnelor cu vârsta de peste 40 de ani. Aceste ecografii ajută la depistarea precoce a cancerului de sân. Potrivit statisticilor, pe primul loc în Maramureș este cancerul de col uterin, urmat pe locul 2 de cancerul bronhopulmonar, în timp ce cancerul de sân ocupă a treia poziție la nivelul județului. Tot ce trebuie să facă participantele este să se înscrie prin mesaj privat pe pagina de Facebook a spitalului, lăsând numele și vârsta. Scrie actualmaramureș.ro.